Salutare, salutare! Începem acest ultim episod cu o mică problemă tehnică. Am filmat episodul, l-am descărcat și am observat că nu toate căsuțile cu invitații s-au înregistrat, nu toate imaginile, sunetul s-a înregistrat. Iar acolo unde o să vedeți poze cu invitații și semnul de telefon, să știți că ei au fost live cu noi, ne-am văzut, dar nu s-au înregistrat. Nu știu, a dat o eroare programul și acum am văzut. Îmi pare rău și le mulțumesc pe această cale că au înțeles și că și voi înțelegeți. Start episod! Bine v-am găsit în episodul final. Ultimul da. Episod. Doamne Dumnezeu, nu vine să cred. Sunt vreo 30. Nu, 30 de episoade. 30, da? 30 de episoade, ferească Dumnezeu. Sau chiar 31. Invitații de astăzi, că așa cum scrie în titlu, sunt foarte mulți la număr. Sper să nu îmi crape calculatorul, să nu curgă sânge din el. Sunt cele mai apropiate echipii nouă. De noi, da. Și echipele care au participat cel mai mult în acest proiect și vreau să le mulțumesc foarte mult. De Alina, Carmen, Dan, Florin, unde ești acolo? Sorin și da. Răzvan. O să fi, simt așa că o să fie haos când o să încercăm să vorbim toți, nu o să ne dăm seama care vorbește. Stai așa că a zis bine Răzvan, hai să facem regulă, să vorbim prin rotație. Ziceți fiecare după cine vorbește. Nu, ne spuneți voi cine să vorbească. Da. Ok, ok. Bine, dar cred că e tare și haosul ăsta. Da, și eu zic. Astăzi vom vorbi despre... Finală. Finală. Vai. Ce emisiune? Care mireasă. Insula Iubirii. Bă, vreau să vă mulțumesc foarte frumos că ne-ați susținut în acest proiect și că proiectul ăsta este al nostru. Eu cred că proiectul ăsta e al celor patru echipe. Pentru că ați participat cel mai mult. Mulțumim și invitaților din exterior care au venit și au comentat alături din noi. Acum lumea o să întrebe de ce echipele astea. Ce? Florin își băga o lampă în ochi. I-a venit blenda de la EMAG lui. Așa? Deci, blondile erau lângă scenă, ne așteptau în finală. Cine au surprins? Frații Ristei au stat acasă, s-au uitat, erau acasă deja. Voi erați acasă, nu? Când am jucat noi finala. Acasă, da. Acasă. Și noi cu Fodorii ne băteam. Da. Și cumva vor fi trei perspective diferite. De asta ne-am gândit să aducem echipele astea în finală, plus că ei au fost cei mai prezenți, așa cum ai Ștefan în proiectul ăsta. Da, și sunt cei mai prieteni cu noi. Sper că ai înțeles, frate meu, că până noi au ne-a luat pe aia proștii, dar au ieșit repede și... Comentez și aia de acasă. Bă, hai să-i dăm, să ne uităm. Bă, Doamne ajută să nu crape calculatorul, că atâția oameni și celebri nu au avut în viața lui. Căutați un număr format din 4 cifre. Stai așa? Ce e ăsta aici? Căutați un număr? Stai. Imaginea aia nu prea zicea multe. Cât face 888 cu ori 220? Păi, știu. Ia. Dacă ăsta e de 4 cifre. Bine, hai. Era o tăbliță la baza statuii cu anul 2011. Are un C, P, C. Ar putea însemna ceva. Ce înseamnă, mă? Căutați 100? Un număr format din 3 cifre. Nu e 100. Ce e? Bă, deci nu știam la ce să mă uit. 150. Ia, bagă 150. Corect. Gata, mă. 150. 150. Cum se numea bicicleta cu a ta și în care ne-am deplasat? Tricycle. Hai, mă, că e tricycle. Ok, da. Mi-e frică de Fodor și de Bontea, de mor! Hei, 8 ori 0,75 ori 3. Ori 3. Da. Îl luăm, le spargem pe toate, le mulțim, pac, pac. 450, 900, 100, 1800. Mi-a ieșit din înmulțirea aia, mi-a ieșit 1800. O fi acolo, uite, 6 cifre acolo. Să uitam. 258140. Băi, Răzvan, ce faci, domne, acolo? Hello, sir. Can you help us a little bit?
Can you help us? What's right here? It's a number? No, meter. Ah, metri. Eu am început. 1800, adică așa, așa. Deci 1800, dacă sunt în metri, dar sunt în metri și cât ar fi în centimetri. Deci câți centimetri ar fi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asta ar fi chiar tare să fie asta, Răzvane. What is... În momentul ăla zici, băi, Răzvane, uite ce are ăsta scris pe tricou. What is this number? It's a t-shirt. T-shirt? From where? I bag... Ah, ok. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Il bag. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Băi, sigur? Tu te văd aici. You good? Aaaa, ești vagabond. Asta e replica lui De Niro. You good? Ce-ai făcut, bă? Ce-ai făcut, bă? Deci... Care începe? Deci, ce-a fost acolo? Că n-am înțeles nimica. Întreabă blondele. Acolo unde? Acolo. La misiunea. Deci, noi... deci au fost patru acțiuni. La unul trebuia să căutăm trei cifre, patru cifre, cinci cifre, șase, da? Dacă da. Nu greșesc. E. Prima oară am ajuns la piatra aia, am găsit cele trei cifre. Noi ne-am dus prima oară la piatră, spic, păi el l-au trimis în altă parte. La elefanțelul ăla, la care am ajuns și noi. Ca să nu ne intersectăm. Ordinea misiunilor și a obiectivelor nu era aceeași. Normal. Știi, okay. Ca să nu ne dăm seama care cum e primul, ultimul fiber dintre noi. Da. Okay. Noi la prima căutare, noi acolo am avut probleme mari, pentru că ei s-au dus direct în spatele clădirii unde au atins steagul la prima misiune, da? Și au și plecat. Noi, dacă ai văzut, am intrat prin față. Am căutat prin holul ăla, ne-am întâlnit, ne-am uitat pe pereți, adică noi nici nu găsim steagul, în halul ăla de praf eram. Da. Primul moment în care spic aici, cred că ai avut un 10-15 minute avans, nu? Nu știu, deci eu cu minutele și cu avansul habar n-am, nu-mi dau seama. Anyway, după ce am găsit toate alea, 3 cifre, 4 cifre, 5, 6, când am ajuns la băiatul ăsta cu bicicleta, care ăsta a fost top de top, ăla se plimba cu bicicleta prin spatele nostru. Da, ideea e că lângă, cum se cheamă, monumentul ăla sau ce drac era ăla, trebuia să găsim 6 cifre. Și noi, și eu am început ca și Răzvan, să mulțim cifrele alea care erau pe tăbliță. Bă, și îmi dădeau 100, 1800, nu înțelegeam. Dădeau niște numere foarte mari. Nu-mi dădeau 6 cifre, da. Nu intra în codul respectiv. Iar băiatul ăla se plimba prin jurul nostru. Eu mă jur că eu nu l-am văzut. Bă, nu l-am văzut decât în momentul în care el a zis la un moment dat ceva de numerele de la biciclete. Și eu m-am dus că într-adevăr erau 01020 și am zis stai, taci din gură că s-ar putea să repete. Aveam altceva în minte, că o să am acolo 6 numere. Și uitându-mă, apropiindu-mă de numerele alea, îi văd tricou. Și bă, deci mă jur că exact ca Sorin. Exact. În capul meu era nu scoate pe gură. Ce gândești acum? Poate probele astea, dacă știe penal. Cineva, ați fost vreodată la escape room? Da. Astea sunt probe de escape room. Da. Eu am rămas tot timpul pe acolo prins. Păcat. Da. Și și noi. Bă, deci eu mă uitam pe clădiri, bă, formam numere acolo de telefon. Acolo mă uitam și astea. Băi, ăsta Fodor a citit toate numerele de telefon după toate panourile alea publicitare. Da, și noi la fel, deci nu există. Bă, da, deci nu știu la voi, că la noi băiatul ăla trecea pe lângă noi și mai dădea și câte un claxon. Clotopelul ăla. Deci ăla era de schema de la Patrick. Da, ăla se plimba pe acolo ca tu să citești de pe tricou. Am înțeles. Zi, Sorin. Era pus de pe acolo. Ceva... Că ne uitam și noi pe acolo prin iarbă, pe statui, pe lângă, nicio șansă să te uiți pe tricou cuiva. Da, normal. Sorin, zic că vrei să zici ceva. Deci, la mine se întrerupe, hai să mai reiau o dată asta. Da. Deci, fiat, Fodor a stat un sfert de oră în fața statuii alea, uitându-se prin niște găurele, că vedeai niște numere prin găurele alea. Deci, așa nebun. Mai cum așa, a zis că vede un 6, un 1, vedea el până găurelele alea de la statui, niște cifre. Doamne, ferește! Eu cred că dintre toți la misiunea asta se descurcau, Ristei se descurcau. Da, s-ar fi uite-i privirea lui Dan, mă. Da, el e genul. Și-a calculat.
Înțelege? La o misiune de genul ăsta te apucă paranoia la un moment dat. Adică ți se pare că vezi cifre și vezi lucruri unde nu unde un om normal nu le-ar vedea. Acum despre am asta vorbim. Că mă uitam la băiatul ăla cu bicicleta. Sub cifre, el avea niște litere chinezești. Voi aveți idee ce scrie acolo? Nu. Știi tu? Cred că sunteți frumos. Nu, eram curios dacă ați aflat, că nu cred că... Cum ar fi fost literele alea chinezești? Aici, bă, numărul ăsta e numărul. Să scrie în chineză. Îți dai seama asta, băi proștilor, aici e numărul. Eu sunt. Da. Eu sunt codul. Mi-ar fi plăcut tare genul ăsta de probă, chiar dacă vă duceți prin București la diverse escape room-uri, încă găsiți numele meu acolo între primii. Wow! Mamă, asta a fost drop the mic! A zis cineva de curând că a fost la un escape room la care am fost acum 3 ani și încă eram în top 3 acolo. Mamă, ești... Să mergem odată toți ăștia la Asia Express, să intrăm în 3 camere de la tine cum ieșim. Și ce vrei, okay, eu cu Fodor să rămânem acolo? Vrei să câștigi tu. Ăștia rămân acolo blocați. Putem să încercăm odată, o să râzim. Dacă... Asta avem și 2 sticle de vin. Da, pe musă. Da. Mergem, ne băgăm. Da, asta aici. Doamne, să avem noroc. Mi-era frică de ruleta aia, dar cel mai frică mi-era de tofu. Nu mănânc stinky tofu, orice altceva. Nu mă uit. Da, și eu acum n-o să... Uai de viața mea. E bun? E bun? Taci! Nu mă dăbărmit! Sufletul lui, dă-l bag pe ăsta. Bă, nu pot să stau, nu pot să stau și să mă uit la ea. Ascultă-mă, țin-te din asta. Vorbesc serios, țin-te din asta. Bă, ce rău e la gust. Hai de capul și de zilele mele. Mănâncă! Dă-mă mai tare, mă. Nu pot mai tare, îmi pare rău. Bă, nu, hai, bă, lasă-mă, dă o... Nu! Tot stinky tofu. Bă! Lasă-mă! Nu! Dă-te-n castelul, măi! Dă-te-n... Bă, frate, iarăși același. Hai că poți, știu că poți. Hai, bă! Hai, nu! Uite că vine de la magazin. Gata. Bă, n-avem ce să facem. E amar sau ce? E amar? Foarte amar a fost. Soare, treci la... bucătării, că eu nu pot cu copilul ăsta mar. Am luat tot ce era acolo și am băgat în gură. Și ce crezi? O să e cea mai bună de până acum. Doamne, maica domnului. Mia, comandă. O să e cea mai bună de până acum. Da. Da, doar zic eu partea asta și după aia să ne zică Fodor părerea lui și după întrebările voastre. Da. Deci, mă jur că după ce mănânci mațe de pește și cap de pește crud cu tofu, stinky tofu de două bucăți, credeți-mă că amărăciunea aia era cel mai bun lucru de pe pământ. Du-te bă, de dar aici, era, deci nu pot să vă explic cât de amar era. Mi s-a strâmbat ochii, bă, în cap. Bă, rău, dar era comestibil față de restul chestiilor. Bă, gen... ești nebun. Așa a fost, și Sorin, spuneți-ne voi cum a fost. A fost îngrozitor. Noi am căzut pe o dată pe intestine, nu, Sorina? Intestine, cu mucii aia. Mă, da, alea de nu două erau... Ori, odată, bă, un... dar n-ați mai mâncat noi? Băi, nu, astea erau, aveau gust, intestinele alea nu erau bine spălate. Din ce am simțit eu atunci. Era același preparat ca atunci. Da. Ăla era preparat ca atunci, dar numai că avea textura aia pe care și pe mine și pe Sorin ne-a omorât textura aia de muci. Exact. Pe noi ne-a omorât, voi v-am văzut că ați dus. Mațe de porc cu muci. Mamă, dar gustul care era?
Care era gustul? Nu știu, că nouă ne-a plăcut același. Atunci gustul. Ce? Bine, tip, Florin. Prima variantă de când am mâncat. Da, nu era de aia, exact aia. Ce? Deci era, n-avea exact aia. Aia. Era ca aia, prima. Nu, aia era bună, nu știu să zic gustul, dar era bună, mie mi-a plăcut aia. Prima variantă, asta nu știu dacă avea același gust. Doamne, dar era același preparat, doar că poate era mai scârbos. Era piftia, carăcitura noastră, era cu foarte mult usturoi și așa. Eu eram curioasă dacă asta nu era exact ceea ce au mâncat Ristei cu Carmen în seara când a stat împreună. Oh, noi am mâncat fiere. O zamă. Fiere. O zamă de muci. Fierea de la acidul gastric. Auzi, Sorin? Hei! Dar tu de ce țineai mâinile la urechi, mă, când te mânca ăsta? Că n-am înțeles. Păi face urât, n-ai văzut cum face așa. Și dacă aud pe cineva că face așa și vomită, vine și mie să vomit. Și să nu-l aud, mai bine să nu-l aud să nu. Păi dar mai bine pui mâna la ochi. Păi nu, dar l-aud. L-auzi. Da, 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 eu dacă văd pe cineva că face așa, fă leu. Voi ce ați făcut la proba asta, Dan, Ristei? Hai să zic întâi, o chestie legată de ce ai spus tu, Ștefanie, că după ce ai mâncat chestiile alea foarte, foarte amare, ți se părea la un moment dat că sunt bune următoarele chestii. Eu am experimentat treaba asta, că povestea frate-mi mai de mult că eu macin medicamentele când le iau. Nu știu dacă ați experimentat vreodată, dar în momentul în care mănânci ceva foarte, foarte amar, cred că senzorii de pe limbă se năucesc într-așa hal, încât amarul ăla îți pare dulce. Mamă. Nu, cred eu, că... deci tot ce am mâncat eu înainte nu era amar, era foarte scârbos, aveau gusturi nebune. Și când am mâncat amărăciunea aia, era o legumă, aia n-avea, adică era foarte amară, dar nu mă mai deranja cum erau alea, mirosul, gustul, da, știi? Cred, adică cred că senzorii tăi erau deja năuciți de probabil gustul ăla foarte îngrozitor. Iar al doilea lucru pe care vreau să-l zic, dacă e ceva de care îmi pare rău că n-am ajuns până acolo, este că vroiam să experimentez și eu chestiile alea pe care le-ați mâncat voi. Ce anume? Eram curios dacă pot să le înghit. Deci eu în Asia Express, într-un singur moment am avut reflexul ăla de a da înapoi. E o chestie pe care nu o pot stăpâni, cred că ați experimentat-o și voi. În momentul în care deja băusem jumătate de sticlă de porcărie de aia de sos. Mamă, după jumătate pentru că de în ideea de a termina mai repede, eu am luat sticla și am dat pe gât ultima ce mai era în sticlă. În momentul ăla am simțit că practic corpul nu mai vroia să accepte. Adică am reușit să înghit până la urmă, dar simțeai că se contractă involuntar mușchii și dădeau, adică dădeau înapoi. Tu cu alte cuvinte vrei să ne zici că ți-i spari rău? Am eu un prieten care face China des și vorbesc cu el pentru tine să-mi aducă stinky topul, că vreau să-i dau și lui nevastă mea, că vrea să încerce. Și comand și pentru tine și mă văd repede cu fratii tu să-i dau. Mă, și eu duc acasă și eu vreau, și eu vreau să cer. Carmen, oricum, nu putem să-i facem probleme că s-ar strica până aici, că oricum arată de parcă e stricat. Păi e stricat. Și fac un episod cu Spic și îl mănânc în direct. Dar nu te primesc când îți scrapă monitorul dacă aduc un chichitof aici. Da, episodul cred că o să-l fac afară în curte, că nu-l fac în casă. Absolut. Să nu leșine cine mai stă prin casă. Sorin, ți-i ți-o plăcut la gust din chitoful? Este nebunit, n-ai văzut că am mâncat tot? N-ai văzut cum să mănânci. Noi dacă nu-i dădeam upgrade-ul ăla cu sosuri acolo rămânem. Da, bă, voi v-ați gândit bine, noi nu ne-a trecut prin cap să facem asta. Eram super agitați că ajunsesem bine acolo și nu, da, eram, nu ne-am mai gândit la sosuri. Eram disperați, mâncăm alea. Dar tu ai gustat, bă, Ristei? Băi, nu știu, la eu nu halez brânză, dar mi-a zis lumea că n-are legătură tofu. Păi n-are legătură, e din soia. E din soia. Da, eu nu pot să bag în gură de alea, nici în puțiciuni, nici brânză de aia împuțită, nici nimic. Dar cred că mâncam de nevoie, atât. Nu știu, nici de alea mai scârbos să mănânci animal decât tofu, până la urmă. Că știi că tofu e din plantă, știi? Da, Stinky tofu, problema lui este mirosul, nu neapărat gustul. Mie mi se pare că și gustul. Voi ați văzut că ne dădea capacul la o parte ca să vină mirosul la nas? Da. Asta e problema lui, știi? Și de acolo pleacă și senzația de gust în nasul și așa mai departe. Mie oricum, mi se pare că exact cum miroase, are și gust. Da. Păi asta e ideea. Da. Iar faza aia cum face... Hai, dă-i. Zi.
îmi face Sorina aia când își pune mâinile la urechi. Vorbeam aseară cu cel mai bun prieten al meu din facultate, ne-am îmbătat într-o noapte și noi nu știam cum vomită el. Și când, în față la Max, s-a dus să vomite omul. Voi vomita cu așa poftă și zgomot, de nou ni s-a făcut rușine și am plecat, l-am lăsat, că se uita lumea. Îți dai seama unde ăsta acolo, ți-a toată starea. Păi n-ai văzut Cătălin vomita așa? Da, Cătălin e foarte pofticios la vom, așa. E pofticios, nu, vomit, cum bate cu poftă, așa. Îți vine, îți e atât de poftă că îți vine să vomiți. În modul ăsta. Încep cu triunghiurile mari. Cel din stânga, ia-l și învârte-l. Stânga mea, Răzvan, stânga mea, aici, așa, de la triunghiuri, băiatul meu, de la triunghiuri, de la triunghi, ăla-i romb, acolo ești bine, acolo, mergi în față, trage-l puțin spre tine, trage-l mă spre tine, lipit! Trebuie să faci trunchiul dintr-un dreptunghi, alea două mari, alea două mari, fă-le, unește-le! Ăla de acolo, nu poți să arăți ăla de acolo! Hai el! Și lipește-l de ăla! Triunghi? Care triunghi? Mare, mic, mijlociu? Lipește-l, Răzvan! Și trage-l spre tine! În direcția spre genunchiul stâng! Tot triunghiul? Da! Așa? Lipit! Care ala tu? Ăla și cu ăla cel mai mare, ăla trebuie unite să faci dreptunghi din ele! Măi, erai la 5-2-30 de metri de mine, cum să faci ăla de acolo? Ăla mare, unește-l cu ăla din mâna ta! Ce înseamnă, mă, lipite? Mi-ai să trag triunghiul ăsta cu omul? Da, mă, lipit! Bă, e lipit de ăla la alt, cum l-ai tras pe ăla mare, așa trebuie să faci cu ăsta! Ia pun-o așa, ia pun-o așa! No! Greuț! Pa, mă, cum e asta? Cum e asta? Pătrat unde e? Mamă, stai un pic, stai un pic. Băi! Stai un pic, bun. Gata, bă, știu, știu! Scoate rombul, pune pătrat între cele două triunghiuri mici. Baza mare a triunghiului a doua să fie paralel cu mine. Paralel! Nu muta cum îi ziceam eu. Mai. Atât, ăsta-i. Mie mi-a ieșit puzzle-ul ăla cu o piesă în minus, dar era exact ca în poză. Nu. Uai. Nu. Cum nu, mă, cum? Dar de arată la fel. Uite-te un pic. It looks the same. Nu. E, sunt băi, orice a zice, eu, bă, am avut drept, bă, arăta ca în poză. Băi, mincinosul, ai vrut să fii arbitru, bă. Bă, dar zici, s-o speriat ăla. Nu. Bă, ai pus placaj peste placaj, ești nebun la cap. Bă, da, bă, noi da. Știi care e faza? Eu în viața mea n-am știut că puzzle-ul e diferit de puzzle-ul chinezesc. Gen, în mintea oricui, când vezi piesele, trebuie să faci magia din piesele alea. Ai văzut că în poză îți arăta formele alea, din ce forme sunt compuse? Da. E, nouă, acolo nu. Noi n-am văzut așa, nouă, ne-a arătat doar imaginea fără tăieturi. Da, în ce aveți voi în mână nu erau tăieturi, erau numai forma finală. Exact, și acum, din moment ce n-ai jucat niciodată, dacă n-ai jucat niciodată genul ăsta de joc, de puzzle chinezesc, îți dai seama că îți distruge creierul, bă, faci mișto de mine. Adică, nu. Bă, da. Auzi, dar la început, când ați început voi înainte de probă, ce ai zis? Mamă, îi spargem pe ăștia. Da. Mamă, să vezi. Vei, sport, dar fiți atenți, una foarte bună, cum țipa Sorin de acolo de sus. Hai băiatul meu, haide băiatul meu. El nervos că nu ieșea, m-a înjurat, m-a boscorodit. După vreo 20 de minute, zice, stai așa, băiatul meu, stai un pic. Iartă, m-am greșit tot. Da. Dar și Ștefania era bine. Ăla, nu ăla, ăla. Ăla, bă, ăla. Bă, nu, nu există. Hai că așa zice. Băi, la mine se întrebă. Ăla mare. Producătorii, deci producătorul care era lângă noi, reporterița noastră, Alexandra, Marius camera, bă, transpirau de cât de tare râdeau. Nu există. Credeți-mă pe cuvânt. Nu zic că eu am explicat cel mai bine. Bă, da, credeți-mă că Ștefan n-a... Bă, îi spuneam latura dinspre mine, de pe pământ, împinge-o în față. Și el, care latură? Care latură? Bă, deci nu există. Bună. Nu, credeți-mă că el avea moment în care avea blocaj. Urâtă nației de joc. Bă, da, a fost și invers și la voi. La fel. Da, da. La fel. La fel, deci, deci n-ai nu, e, nu aștept. Da, nu știu, dubios, rău. Bă, dar ce distanță? Pe pod. Ce? Dar ziceam,
ziceam că trebuia să strigați, n-aveați un... Eu mă așteptam să vă dea walkie-talkie sau ceva, adică să înțelegi de la 20 de metri, cum ai zis păi tu, da. Eu și vedeam pe care urlând de acolo. Nu! Păi asta era ideea, din moment ce țipam și ne enervam. Da, era, ce înălțime? Băi, era ceva. Era, că trebuia să urlăm, forie. Cât era, cât, cam cât era? Era vreo 40 de metri, era? Nu, băi, 30 de metri are un bloc de cetaje. Nu mă, erau de... Că nu era exact sub noi se întâmpla desenul. Deci de sus de pe pop până jos erau vreo 150-200 de metri. Speak. Hai mă, cum stai la 100 de metri? Un bloc cu 10 etaje, 10 de metri. Mai mare de atâta, dublu, triplu distanța? Bă, nu, adică dacă e să calculezi lungimea de la ăla de pe pod până la ăla de jos, erau mulți metri. De diagonală. Știi, adică dacă e să calculezi cât din alt era podul, era vreo 20 de metri, cred, 30 de metri. Dar noi nu eram chiar sub pod. Oricum. Bă, pare să fie atâta. Mie mi se pare imposibil să te auzi de 30 de metri înălțime. Ba da, mă, cum să nu te auzi? Te auzi și la 100 de metri. Și așa, nu știu. Da, 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 urlam. Și toată faza fanii din, și din, de la noi și de la băieți era că deveneam nervoși, ne bufnea râsul că, bă, era, o, era un joc retardat, doar că ne dădeam noi seama și râdeam de prostia noastră. Deci am avut niște crize de râs și noi și băieții că îi auzeam. Da, deci râdeam că eram bălan, da, da, da. No. Erau turiști pe podul ăla, nu? Îți dai seama că ea nu înțelegeau ce dracu cu oamenii ăștia țip unul la altul. Îți distrugi, Doamne, maica Domnului. Băi, mai am eu de zis ceva înainte. Zi. Dai următor. Zi, mă, zi. Cred că la proba asta, vă zic eu cine a lipsit. A lipsit echipa lui Abagiu și echipa lui Ada. Ada! Și încă ceva. Băi, mi-am pierdut ideea. Băi, am așteptat să... A, gata, mi-am amintit. Așa, zi. Că toți reporterii și toți producătorii sau asistenții de producție care erau pe acolo, mai ții minte, Răzvan, când ne-au ascuns, bă, au trecut măsura la prin toate găurile, prin piața aia, prin toate tarabele, prin toate nenorocirile. Deci eu aș face o emisiune unde să le facem noi probele. Da. Da. Atunci prăjiție. Da, da, că prea e. Nu, ne-au băgat măsorul ăla, bine că nu l-au adus până la București. Hello. Hello. Hai, Aleșin. Suca? Gărgărița. Oh, ești nebun. Ce fac, mami? Ce fac, mami? Nu știu. Mamă, dar nu mă așteptam la asta. S-o văd pe maică-mea și pe taică-meu live cu Mini din Taiwan, ei acasă, cu bradul făcut. Mini e aici. Oh, ci că am terminat. Hai, pa! Wait. Gata! Gata! Pa! Pa! Pa, mama! Ce-a fost, mă, asta? Ce p***a mea a fost asta, mă? Să mă arăt ce... Imahol, mă, nu, eram... Ce se întâmplă? Bă, dar ei erau, mă, că vorbeau cu noi. Da, da. Vai, uite-mă, cățelul. Tati, acum te văd. Ce faci? Bine, mă, ce faci? Tati, suntem în finală. Te pup. Eu am știut că avem foarte puțin, câteva secunde și am încercat să-i zic lui tata tot ce gândeam în secunda aia. Mi-e așa dor de voi, vreau să vin acasă, nu mai pot, nu mai pot. Suntem bine, da? Pa! Te iubesc! Vă pupăm! Te iubesc! Pa, pa, pa! Gata! Pa! Din tot sufletul vă zic că eu, nu știu tu, Fodor, dacă ai înțeles, eu nici acum n-am înțeles. I-am zis-o și aseară și ce am mai vorbit atunci, ai mea după. Eu n-am înțeles, nu i-am înțeles sensul. Eu mă uitam la Irina și mă gândeam că asta, cum ne știm noi bine, o să vină să-mi spună niște coduri din ochi și o să facă. Și îmi spune ceva, gen, îmi dă niște indicii, unde ne-am cunoscut prima oară
Și știu doar eu și are o legătură cu că era în cămin la leu și băi, aveam niște paranoi în cap. De n-ați văzut în viața voastră, știi? Că mă gândeam că îmi spune niște chestii de care doar eu știu și alea trebuie, după aia le puneam pe un puzzle și ne ieșea fiecăruia ecuația. Asta era în capul meu. Îți dai seama unde erai cu capul? Ce complic. Nu, mă, ce paranoia. Ce ți-au băgat în mațele alea, sincer? Ce ți-au dat? Nu, eu mi-am dat... Eu n-am înțeles până la nimic. Până la urmă, concluzia e că în emisiunea asta unii își pierd mințile. A, 100%, bă, ești nebun. I-am scris lui Spica seara, mi s-a părut extrem de bun momentul pentru că a fost de mindfuck momentul ăla. Da. Bine, ei zic momentul că ăsta, a fost ca să momentul ăsta are un rol foarte clar. Ori te doboară complet, depinde dacă ești strong cu mintea, ori îți dă exact impulsul care îți mai trebuie ca să ajungi până la final. Așa e, da. Stai să vedem ce face domnul Sorin, că... A luat-o la pas ușor. Să-și găsesc eu unghiul bun. Să faci dacă redecorezi? Pe ca să fac o misiune. Se blochează în permanență. A, altceva. Asta e cadrul ăla de pașă. Acolo s-a întrerupt în permanență. N-am înțeles nimic pe Fodor, nu-l mai văd. Mai bine nu l-ai văzut două luni de zile în fiecare zi. Oricum am săturat de el, dar... Aia zic. Da, e, mă rog, noi când am fost în camera aia, n-am înțeles de ce e așa. Nu știu voi, Fodori, dar noi le-am distrus camera la oameni. Bă, nu, am căutat și noi pe acolo, pe acolo, după care am stat și zic, bă, mă, Sancur, eu nu înțeleg nimic. Da. Dar nu înțelesese nici el nimica și stăteam așa și stăteam, zic, bă, frate, zic, nu, lăsam nou pe noi, știu eu, vreo oră, două, să stăm așa, să... Da, sigur, în final... Primi ceva de mâncare, știu eu, să facem un pic din anii. La noapte mă gândeam, știi? Ne dă vreo pauză de vreo jumătate oră, oră, știi? Ne lasă să ne odihnim puțin. De unde? După au venit astea cu telefoanele și băiatul nu înțelegea nimic oricum. De ce? Cum? În ce fel? Abar n-avea. Și i-am explicat, dar chiar am zis după, bă, frate, să-ți dea un impol că ești în finală, să te încurajeze, să ai forță, știi? Da. Ne-a întrebat el, Carmen, dacă ne-a lăsat acolo în cameră mai mult. Da, practic pe noi ne-a băgat în cameră. Și nu ne-a zis nimic. Noi am început să căutăm cheițile alea. Da. Și noi am dat saltelile la o parte, covoare. Am desfăcut toate dulapurile. Toate. Vă dați seama că nu era nimic. Ideea că ei ne-au dus acolo doar pentru a ne da telefoanele. Dar noi n-am și nu ni s-a zis nimic, gen... Să vă confuzeze, fraților. Eu aia cred că vă confuzeze. Da. Păi îți dai seama că ne-a dat gen ce? Mama, tata? Întrebare de background, sunt curios dacă ați dormit noaptea aia când s-a terminat finala în locul ăla? Nu! Nu! Ar fi fost frumos! Era bine, că vezi că hotelul ăla era cam... Am văzut! Era și bine, rău de tot! Ci că era cel mai scump sau ci unul dintre cele mai faimoase hoteluri din Taipei. Era hotelul ăla? Da, știi! Ei mi-au fugit tot timpul pe bufet, dacă vedeți ce bufet aveau... Eu am observat-o pe această fată pe care Ștefan a verificat-o, care mi se părea că se plimbă doar în același loc. Wait, eu am oprit-o, bă. Wait. Uite-l, mă, pe bossul nostru. Așa. Nu e. Bă, i-am luat pe toți la râmpă aici, nu există. Când în fața mea, un ochelarist. Băi, Răzvan, cu un panou în față pe care să știi că l-am mai văzut odată, l-am ocolit. Răzvane? Și când ne uitam noi la așa, pe ce avea el în față așa, apare și maestru. Uite pe maestru. Ăsta e maestru. Maestrul nostru care ne și arată ceva, niște semne chinezești. Where is yes, caligrafii 7. Around here. Ok. Bă, da, this is a calligraphy shop? Yeah. Ok. So, do you have something for us? Okay. N-aveam nicio idee asupra indiciului pe care urma să-l găsim. Legat de pensulă. Ce vrea să înseamnă asta, mă? Hai să mergem, hai să facem, hai să... Bă, așa mergem, dar unde mergem? Unde, mă, gongul ăsta? Ăsta e gong? Nu cred că ăsta e gong. Iată-mă odată în el. Și acum, în capul meu, mă gândesc că-i dau un ciocan și în toată piața aia o să bubuie focuri de artificii. Nu e, ok. Îți dai seama în ce fel am ajuns. Ah! Ai găsit-o? Ăsta e, mă. Asta am...
Haide! Eu, după ce am dat cu bastonul ăla în gong, în gongul de carton, în secunda aia instantaneu am simțit că toată prostia planetei... Rușinea! Da, te-am văzut! M-am gândit, Ristei, că e un trigger de ăla de tobă, tată, de se pune pe, știi? De la poți să-l amplifici și să-i dai ce sunet vrei tu. Și poți să-l pui chiar pe un carton. Și zic, bă, dă-te dracu că la asta nu s-a gândit nimeni în două sezoane. Dar Bontea te încuraja? Da, era acolo. Mă gândeam că se desface tot dușul ăla. Toți pereții cad, că era butaforie. Apare Gina, taram, femei dezbrăcate, confeti, bam, bam, bam. Mamă, bossule, ce filme! Da, ai o problemă. Trebuie să-ți folosești imaginația asta, că e super dezvoltat. În tu, în două secunde, gândești așa, tot viitorul. Da. În față. Bă, dar cum ați găsit voi maestrul ăla? Că noi, ferească Dumnezeu... Bă, deci femeia aia a trecut prin fața noastră, dar și al vostru, la fel. Eu i-am luat șapca din cap, mă, m-am uitat la fața la ei și maestrul era... pe burtă. Și a plecat, a trecut pe lângă. Păi am văzut că și la voi, eu prima oară am zis, ia uite ce repede a durat la ăștia. După aia am văzut că și la noi la fel de repede a durat. Noi în piața aia am stat... Mult! Cred că vreo jumătate de oră, 40 de minute, bă. Și noi la fel. Ne-am uitat la toți oamenii de la tarabe. Da, dar ei a fost atât. Dar știi care era problema? Că pe ecranul ăla rula maestru, dar rulau reclame. Erau și reclame. Ei, și tu practic trebuia să te intersectezi cu băiatul ăla cu cartonul maestru. Exact când era maestru. Când era frame-ul cu maestru. Da. La noi s-a, Răzvan nu mai ține minte. Eu l-am văzut pe stradă și am zis că e puștul ăla care ne-a chinuit pe noi. Știi? Că nu e maestru și că a trimis un de la... Ucenic de la pe acolo. Și un învățăcer. Și trăgea masca de la gură, îi trăgea masca jos. Și eu să văd și dacă e ăla, dacă e maestru. Și nu mă uitam în tabletă târziu. Ne-am dat seama că de fapt avea pe pieptul. Acum era personaje prin piață, gen cu reclame, cu chestii. Că mie mi s-a părut dubios sau puțin puși acolo. Nu știu, mă, adică... cine se gândea la așa ceva. Da, a fost puși, erau... Ei, da, erau puși acolo, știi care e faza? Mie, eu când i-am zis prima oară lui Ștefan să uit de la fata aia, ca să înțelegeți de ce i-am zis, nu că mi s-a părut mie dubioasă, că mie oricum tot un taiva mi se părea dubios, ci i-am recunoscut fața, era una din fetele pe care le-am mai văzut la noi în producție. Dar pentru o secundă i-am zis lui Ștefan, uite-te la fata aia că pare dubioasă. S-a uitat, a zis nu. Și am trecut. După care am trecut pe lângă ea și am văzut fața, n-ați văzut reacția mea, cum am tras de ea, săraca era speriată, eu eram, tu ești. Da. Acum întrebări, ia. De acasă vreau să vă zic că văzută mi s-au părut cele mai tari probe astea de ieri din ultima cursă. Păi chiar au fost cele mai tari. Păi, dar sunteți de acord că toate astea sunt concepute de un sadic? Da. Stă unul care se gândește și zice, băi... Băi, eu așa-l văd pe ăla. Stă cu țigara în gură așa. Și zice, ce să le mai facem la ăștia? Ia să vedem. Bă, fiate, îmi punem unul în stradă, îi punem mască, ochelarea aia. Și bagăm și niște reclame, dar bagăm și maestrul nostru să plimbe așa, într-una, că n-ai, adică trebuie să stai acolo să pierzi două zile, ești nebun. Zice și ăla de lângă el, ia dă-mă search pe Google, stupid fails, caută cele mai proaste faze. Da. Bă, mie-mi place, nu știu, e fain jocul ăsta și acum de pe canapea când vă văd pe voi, parcă mi-ar fi plăcut să fiu acolo, dar atunci eram praf de tot, nu știu, simțeam că nu mai pot. Dar voi, de exemplu, voi unde erați în momentul ăsta? Acum cât era ceas? Era undeva 8 seara? Deci fii atent. No, noi în ziua aia ne-am întors din Boracay, fain frumos, am mai stat în aproape o săptămână prin Taipei, ne-am plimbat, am făcut cumpărături. În ziua aia am fost să cinăm undeva la un restaurant frumos, ne-am făcut cărniță și vorbim cu Cuti prin mesaj. Vedeți că pe la 8:30 cam așa să fiți acolo la finală, dacă vreți. Ne-a dat adresa și m-am pornit noi cu un taxi, nu, ăla nu înțelegea nimic, deci noi ne simțeam fix ca NASA Express când încercam să vorbim cu el, să-i spunem adresa. Deci, ați mers cu bani? Ați mers cu bani cu taxiul? Ați mers cu bani? Cu bani cu taxiul? Da. Pui stătin că nu avea ce face. Meram cu camera. Aveam bani, trebuia să-i folosim. Deja s-au adunat prea mulți în perioada aia când n-am cheltuit nimic. Aveam bani, trebuia să-i folosim. Păi da. Vezi? Și am ajuns acolo la locația cu bongul. Era multă lume în jur și am zis, uite mă cum se adună de fapt lumea, cu cât timp înainte. Era toată lumea, era nerăbdătoare, vorbeam cu Putin, ne-am tot plimbat în stânga, în dreapta, nu știam când o să veniți, știi, că noi nu era o oră fixă. Da. Ne-am uitat cu de 8:30, dar poate să se întârzie. Ne-am cumpărat acolo ceaiuri cu mule de alea bubble tea-uri, absolut, alea geniale. Am văzut că ați băut și voi, deci da. Maxim
Bine, noi beam câte trei pe zi de alea, nu știu. Da, ia, să zic că Fodor. Da, foarte bun a fost. Și stăteam cu alea așa cu lapsă și vă așteptam. Fodor a făcut criză de azi, de la un bubble tea de la. Cu perfuzie, da. Frumos. Cu tot ce patică. Păi ce ai? Pe bune? De la, tapioca. Da, mă, ăla, tapioca aia. Tapioca. Deci care e pe tine. Da. Interferează cu histamina, da. Wow. Întrebare. Sunt curios când ați pierdut din timp voi și la ce distanță ați ajuns pe bune față de ultima față de zi. Fodor trebuie să zic, că noi nu știm. Păi zic da. Eu sau unde cred că au pierdut, unde cred că au pierdut timp spicul, deși aseară au arătat foarte repede. Da. La Feng Shui. Da. Nu, la zic mâncare, eu unde am pierdut. La mâncare au mâncat repede, nu? De mâncat, da, au plecat înaintea noastră la mâncat. Zic eu unde am pierdut. La pod da, iarăși au pierdut. Când ați ieșit din hotel. Când am ieșit din hotel, bosule. Da, se vedea. Pentru că noi am plecat cu taxiul, ăla au zis, da, vă ducem, vă duc, știi locul ăsta? Da, știu locul. Am mers și deodată omul nu mai știut locul, a zis, nu știu. Păi zic, păi cum, că ai zis că le duci? Păi da, nu știu adresa. Păi zic, păi da, din moment ce știi locul, mă gândesc că știi unde sunt, zic, știi unde există. Și nu mai știa să vorbească, cu aparatul ăla ne-am chinuit, ne-am nu știu ce, și am stat în stradă, pe loc, 20 de minute. După ce i-am dat de cap, o plecat și când am văzut că a făcut dreapta, eram tot lângă hotel. Adică el cumva s-a învârtit în jurul hotelului, adică, nu știu, poate pe acolo era drumul, în prima fază. Și după asta, deodată și-o dat seama că, bă, nu mai știu nimic. Acolo am pierdut foarte mult timp. Tirea, plus, au avut la final, jumătate de oră? Păi cam atât am stat noi. Am lălăit-o plus încă vreo 10 minute. Ultima mașină pe care noi am prins-o. Ultima mașină pe care noi am prins-o până la Gina, înainte de Gina, am luat fiecare semafor, undeva la vreo 12 semafoare. Fiecare semafor avea 90 de secunde. Drum drept. Deci îmi venea să mă împușc în cap. Da. Era așa, gândiți-vă că și noi de acasă, adică eu m-am uitat și când îl vedeam pe ăla că nu înțelegem, mă mânca capul, îmi făceam așa cu părșa. Da. Mă mânca pielea, am zis, vai de capul meu, n-ai cum, bine, scuturi, nu altceva. Noi am fost, dacă ați văzut, noi am fost cumva inspirația, am întrebat la recepție, unde este... Da. Locul respectiv și am spus să ne scrie și adresa în chineză, nene. Da, știi că ți-am zis ieri, uite-mă ce inspirați au fost băieții, că au întrebat la recepții, da? Da, noi cel mai mult timp l-am pierdut după hotel, acolo am pierdut noi timp și am fost încetiniți maxim, adică cele două mașini pe care le-am luat ultima oară ne-au distrus orice șansă de a ajunge măcar la limită. Era de transfigurație amândoi oricum. Da. Da, ăla nu. Căzuse. Adevărul că îmi venea să strâng de gât, ești nebun. Dacă eram în locul vostru, strângeam de gât pe ăla. Nu, că era prea în vârstă și făceam voi istorie pe acolo. Dar n-ați văzut că în momentul de final, fix atunci, Ștefan a avut ca niciodată o criză, o isterie de râs. Da, și credeți-mă că a durat mult isteria aia, pe mine m-a speriat la un moment dat. Râdeai, curgeau lacrimile și râdea și zicea, nu vine să cred ce se întâmplă, Da, mă, eram tripat, ești nebun. Nu, era rău. Da, nasol, momentele astea sunt nasoale. L-aveai pe SpongeBob aici. Uite-l, Răzvan! Unde mă?
Faci! Vă aștept de foarte mult timp. Pentru că Asia Express 3 a fost câștigată. De voi! M-au strâns atât de tare în brațe încât n-am putut să mă supăr. Cea mai frumoasă comoară și cel mai frumos premiu este că am parcurs toată emisiunea. Toată emisiunea, da. Chiar mă bucur că am trăit această finală alături de Bondea și de Fodor, pentru că am realizat, uite, sunt lângă cei care au câștigat premiul cel mare, dar și ei sunt lângă mine și lângă Ștefan, care și noi am câștigat locul întâi în Asia Express. Suntem exact pe același loc. Bravo! Da. A fost un moment frumos, bă. Foarte frumos montat. Bă, când v-am văzut acolo, bă, eu fiind mai înalt, v-am văzut cu o intersecție înaintea ei. Da, eu adică am văzut mulțimea aia, auzeam tobile. Eu că nu de fapt și zgomotul ăla de tobi dă o senzație de ce, de suspans de asta. Îi băteau tobile, i-am văzut un pic din capul lui Sorin și deja eram zic, bă, dă-te-mi dracu. Eu n-am văzut absolut nimic. Deci de la prima trecere de pietoni, că ați văzut că era față dreapta ca să ajungi la Gina. Uh-huh. Deci eu de la prima trecere de pietoni am început să aud tobele și nu pot să explic momentul și sentimentul. Am început să-mi tremure, nu știu cât de logic e, dar îmi tremura inima în mine. Plângeam în interior și făceam așa, alergam și intras în panică, da. Și am zis lui Ștefan atunci când am auzit tobele, se aude pe, cred că se aude pe filmare, dar nu se înțelege ce zic. Te rog, zi-mi că nu sunt ei. Și el nu mi-a zis nimic. Atunci a fost momentul când era să mă lovească mașina de a țipat. El, ai grijă, m-am oprit. Bă, nu vedeam nimic în jurul meu, nu vedeam nimic. Și când s-au dat oamenii practic la o parte și i-am văzut pe ei, am avut o cădere interioară, m-am pus pe genunchi și am zis, nu, da, nu mai am ce să fac. Eu le-am văzut și fața lor și ei erau, empatizau, da, așa cum da, erau, da, bă. Da. Știi? Da, a fost un moment foarte mișto și de asta și zic, n-aveam cum să nu mă bucur pentru câștigul lor, pentru că am văzut că ei nu s-au bucurat pentru pierderea noastră cumva, nu știu cum să vă zic. Voi aveți filmări de acolo? Eu am filmări pe telefon. Ia să mi le trimiți și mie ca să le punem acum. Ce? De unde veniți? Ce? Bă! Bă, ce slabă e! Sfodă! Bă! Nu mă să cred! Bă, dar poate slăbit ăsta. Mor. Bravo, băieții. Bravo. Iar momentul din fața televizorului, neștiind ce s-a întâmplat acolo, băi, am stat ca la cea mai tare competiție la care am participat, aveam emoții, nu conta pentru cine am emoții. Îmi bubuia inima doar să văd că a ajuns unul, senzațional. Deci, chiar nu ai știut cine câștiga, nu? Băi, nici n-am vrut să știu.
Mm-hmm. Așa am mai auzit pe la unul, pe la altul, dar nu. Bă, eu am avut, recunosc că am avut adunat pe parcurs emisiunii un minut cam așa de gânduri în care am zis, bă, ăștia ne-au făcut un gag, cred că câștigăm noi, bă. Dar nu ți-am dat eu mesaj aseară? Da. Bă, voi câștigați cumva, este? La reluare câștigă Ștefania cu spic. Cum ar fi, da. Ești nebun? Da. Da, mă, bă, foarte tare. Bravo, excelent. Foarte tare. Dar și voi erați, bă, ce-a fost în cap tău să te duci pe lângă scenă? Băi, deci, nu știu, frățică, am întrebat și am întrebat după. Și am zis că nu s-au așteptau să intrăm pe acolo. S-au așteptau să venim cumva pe unde ați venit voi. Da. Am înțeles. Și noi am venit cumva altfel. Cine să ne mai controleze pe noi pe atunci să te împingă iau cu colonul? Noi am intrat cum am nimerit. Știi? Și am ajuns pe scenă. Nu s-a dat la televizor, că am înjurat eu. Și am ajuns pe scenă, stăteam ca proști, ne uitam. Da. Alții, pe filmare. Nu știam ce trebuie să facem. Exact. Ăsta stătea cu măciulia în mână Răzvan. Și a zis Gina, păi dă-mi cont. Da, și ce faceți? Și Răzvan se uită la mine, ce fac? Și zic, dă-i, nu m-a întrebat ce-i dau. N-a zis că a sărit așa? Morții, măsii. Atunci a dat pe zi. Dă-i și în asta, că am dat tot ce am găsit. În plus au venit. De acolo de lângă am văzut că erau extrem de confuzi la modă, au ajuns acolo, dar nu știau încotro și ne uitam la ei, gândiți-vă, noi eram plecate de două etape, cred că erați mai slab fiecare cu 10 kg de cum v-am lăsat, mă ne uitam, zici că sfoițe, nu știu. Da, foarte tare de subit. Se vedea, noi am experiența asta acolo după 7 etape. Și bărte mare, cu ei. Eu tot aveam impresia că mai avem de alergat, că nu se termină totul acolo. Da. Bă, dar eu am fugit. E prea, nu știu, mă așteptam mai mult. Ai văzut cum au lăsat ei ăia doi magneți pe bordul ăla? Da, la fiecare. Că i-au zis, mamă, erau doi, în timp ce fugeam zicea, bă, erau doi magneți, noi suntem pe primul loc, Zic, tu crezi că e la așa, să-ți dai tu seama. Băi, am fugit. Și cei de acasă, știi, că văd dacă se iau și rămâne următoarea echipă cu unul, s-ar că și la ei tot doi magneți erau. Da. Aia a fost. La fiecare proba cu, la proba cu Shaolin, ați plecat până la urmă înaintea noastră, mă? Da. Din piață? Nu, de la Shaolin. Da. Noi am fost înaintea voastră până la mâncat. Inclusiv la mâncat am plecat înainte. S-a întâmplat ceva pe drum. Nu, mă, noi am pierdut cu hotelul, mă. La hotel, zic eu. Băi, noi am fost nu, odată, noi ca și am timp. Fost primii la Shaolin. Da. După aia am fost primii la mâncat. Ați plecat voi după aia primii, ați ajuns voi primii la mâncat. Am plecat primii de la mâncat. Da, și s-a întâmplat ceva la mașini, la noi. Acolo am pierdut puțin, de am ajuns cumva mereu la limită cu voi. Ne-am luat și după la noi s-a rupt de la hotel. Da. Păi nu, că am ajuns înaintea voastră la Feng Shui. Păi asta spun. Noi după ce am... Nu, deci voi ați ajuns primii la puzzle. Noi după ce am mâncat, am plecat primii și s-a întâmplat ceva pe drum că voi ați ajuns înaintea noastră la puzzle. Și de acolo am fost mereu la limită, ne-am intersectat. Da. Și noi am pierdut timp total de la hotel când ni s-a dat totul peste cap cu mașinile. Da, asta e ghinion, n-ai ce să zici. De foarte mult și de noroc. Da. Și în ultima fază de la piață de acolo am prins mașină, ne-a dus la bine, știi? Da. Exact unde trebuie ne-a dus. Bă, eu oricum, pe ultima curs, pe ultima bucată, am fugit de l-am pierdut pe Marius. Adică imaginile care se văd, alea care au... Reușit să le filmeze. Care, bă... Urla Marius, l-am lăsat la 20 de metri, 30 de metri în spate, făcea, boss, opriți-vă că trebuie să vă filmez împreună. Eu ziceai că nu moară cineva, ești nebun. Imaginați-vă eu mică, el pas mare, deci nu vă puteți închipui cum alergam. Era ultima mea cursă pe viață și pe moarte. Da, aia am fugit rău de tot, rău. Da. Bă, cam asta a fost. Eu chiar mă bucur că am fost acolo să văd final, a fost ceva super tare. Maxim. Să vezi live totuși, toate emoțiile alea și absolut tot. Da. Cam asta au fost... Am un nod în gât, zic, mă faceți nostalgic acum la televizor. Da, mie chiar îmi pare rău. Suntem nostalgici. Îmi pare rău că s-a terminat emisiunea. Au fost
o experiență foarte frumoasă pentru mine, pentru noi cel puțin și probabil și pentru voi. Da. Și clar a fost experiența vieții noastre, 100%, n-ai cum. Bă, vă rog eu frumos, hai să ne facem promisiunea că după ce iese, după ce trece mizeria asta de coronavirus și veniți, vine și Alina la București și sunteți vii și tu, Dănuțule și ușe, hai, cu mici excepții, poate nu putem toți, poate chiar și cu Cătă și cu Ada și cu... Hai să ne întâlnim, să vă mănânc eu gura voastră. Hai, da, da, normal, cum să nu? Facem. Facem un dog de acolo, stați niște. Da, mi-aduceți, mi-aduceți tofu când vin. Da. Acolo testul cu tofu, ia uite, facem testul cu toți împreună și facem un vlog pe tema asta. Și mâncați noi voi. Și ouă ăla nenorocit vreau să fie. Ouă ăla nenorocit. Da, nu poate exista așa ceva. Da, da, bă, vă mulțumim frumos că ne-ați susținut și că, uite, facem lucrurile astea. Și mă bucur foarte mult că ne-am cunoscut și că ne-am apropiat și că ne-am făcut prieteni noi. Și... Băi, așa cum am spus, clar câștigul pentru toți există în emisiunea asta și mai presus de toate faptul că am făcut niște legături între noi foarte mișto și s-au creat niște relații foarte blană. Asta e cel mai important. Băi, nevastă-mea vrea invitații la nuntă, mă. Când o faci? Îți dai seama că-ți trimit un plic de la roșu acasă. Ia uite. L-am aici, îl iei în tren. Uite așa. Asta ar fi tare. Băi, deci ne vedem până la nuntă, da? Da. Da, bă, da. Da, normal. Ia uite, Dan. Uite așa îți dau. Plicul. Da, chiar. Așa ar trebui să faci invitații la nuntă, cu plic din ăsta. Vezi că nu spune să ajungi direct la restaurante, mai plimbă niște. Mai faci niște misiuni. Ce galați, te oprești la Buzău, frumos, la Urziceni, cauți un plic. Ia uite ce scrie aici. Așteptăm nunta! Simpaticilor, vă aștept pentru imunitate în orașul Santa Maria, provincia Ilocos Sur. Dar până atunci căutați steagul ASE Express în San Fernando Dry Market, mai știți unde e asta? Dă-i foc, dă-i foc plicului. E, simpaticilor, de acum aveți voi, noi, de fapt noi toți, o să avem imunitate toată viața și nu o să mai dormim la babă. Dați-le follow la toți prietenașii noștri, că sunt foarte mulți astăzi. Fodor, Alina, Carmen, Dan, Florin, Sorin, toată lumea. Toți băieții. Băi. Zi. Da, spicule, să nu spui niciodată, tată, că nu se poate întâmpla din nou, așa că... Da, așa de fapt, e, da. Mă rog, în viitorul apropiat nu o să mai întâmple cu plicul ăsta. Vă mulțumim celor de acasă care v-ați uitat la noi și ne-ați susținut și care ne-ați dat mesaje foarte, foarte frumoase și nu numai nouă, tuturor echipelor. Vă mulțumim, Nisule, pentru tot. Nu uitați că emisiunea asta este doar despre chestii reale, doar despre trăiri și despre oameni. Și mulțumim echipei din spate că echipa din spate au muncit poate chiar mai mult decât noi. Și da. Da. Să nu uităm că episodul de finală a bătut un record, a făcut o medie de 46,2 share. Ceea ce pentru România este monstru. Iar picul, punctul maxim de audiență a fost 52,7. Asta, nu s-a mai întâmplat asta... La jumătate de țară s-a uitat. Exact, la sută din oamenii care se uitau la televizor se uitau la ASE. Da, unul din două televizoare deschise în România se uita pe ASE. Foarte tare. Vă mulțumim frumos. Asta pentru că restul de televizoare n-aveau. Noi terminăm aici cu proiectul ăsta. Nu știu dacă o să mai continuăm sau nu. Vă pupăm și vă mulțumim încă o dată. Pa! Pupăm blondele, Cristei, vă pupăm, iubirea mare. Vă pupăm blondele pe toate. Vă pupăm multă, voi. Să aveți grijă de voi.